Cristina Tunegaru, profesoară de limba română, este acum alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! Ce resimțiți, și o să încep cumva poate în susținerea mesajului care vine de la vicepremier, nu știu dacă sunt eu cea mai îndreptățită să spun ce anume ar trebui să facă profesorii, dar vă mărturisesc că la clasa 0, având totuși o profesoară pe care o apreciez, adică e implicată cu copiii, dorește să ducă această variantă online mai departe fix ca dumneavoastră, dar copilul spune, mami, ne plictisim. Deci există un pic de adevăr. Cum vedeți? Există un mare adevăr aici. Școala online e foarte greu de... Orele în școala online sunt foarte greu de realizat în ceea ce privește motivarea copiilor. În sistemul clasic, copiii vin la școală într-un cadru instituționalizat, se întâlnesc cu colegii lor, se întâlnesc cu ei, dar dialogul întotdeauna are și o altă încărcătură emoțională. Legătura asta emoțională e locomotiva care duce trenul ăsta mai departe, să zicem. Exact, e extrem de importantă în pedagogie și mai ales în ceea ce privește copiii mici, copiii de școală primară. Ei trebuie să fie alături de colegii lor, într-o relație cu învățătorii, cu profesorii. Dacă îi scoatem din mediul acela instituționalizat și școala se petrece la distanță, da, acasă, ei nu se mai întâlnesc cu colegii lor, evident că apare demotivarea. Și e foarte greu să-i ții pe copiii mici atenți la distanță, da? Fără ca ei să vadă că există un profesor acolo. Să știți că de multe ori copiii, chiar și copiii de gimnaziu cu care lucrez eu, de multe ori învață de dragul profesorului sau pentru profesor. O să auziți asta de la ei. Pentru că profesorul acela a investit în acei copii și o investiție emoțională în dublu sens. Dacă scoatem asta, atunci avem o mare, mare problemă. Școala online produce efecte catastrofale în perioada aceasta și cei mai afectați sunt copiii de școală primară, da, pe care eu i-am numit grup vulnerabil, și copiii din medii dezavantajate, care și ei se prezintă un grup vulnerabil. Știu Cred că nici dumneavoastră nu aveți toate răspunsurile, că e firesc, cu toții trăim această experiență pentru prima dată. Dar ce ați sfătui părintele să facă, atât în cazul categoriei vulnerabile, așa cum ați numit-o, cât și pentru gimnaziu, acolo unde e foarte important să funcționeze ceva din principiul școlii online? Mi-e foarte greu să dau sfaturi părinților, pentru că eu știu că părinții în această perioadă sunt extrem de încărcați. Responsabilitatea școlii, din păcate, s-a mutat. Da? Sunt educație, de fapt s-a mutat de la școală în casă și sunt foarte mulți părinți care s-au trezit și acum și în primăvară că trebuie să lucreze, să învețe materia pe care profesorul le-a predat-o copilului ca să lucreze împreună. Și de multe ori părinții nu au timpul necesar, da? Au și ei un serviciu, au și ei responsabilități și atunci părinții se găsesc într-o situație imposibilă de multe ori și din cauza aceasta am discutat cu mulți părinți, se găsesc forțați să apeleze la meditații. Școala nu mai este gratuită, nu toți copiii au acces la educație, ci numai cei copii care își permit. Și asta este o criză teribilă pentru educația românească și pentru țara noastră în general. Of, da, mă gândeam acum cum am putea să facem în afară de... Bun, ai meditațiile, care înseamnă și un efort financiar, dar pe care nu și-l permit toți părinții. Iar să lași la responsabilitatea exclusivă a părintelui, iarăși e o nedreptate pe undeva. Ce ar trebui să facă și profesorii? Unde vedeți, din dialogul pe care îl aveți cu colegii dumneavoastră, se naște așa un soi de nou profil al profesorului care trebuie să fie mult diferit față de atunci când era la clasă? Nu am simțit că se naște un asemenea profil. Din ceea ce văd eu, există multe cadre didactice care fac eforturi susținute să păstreze legătura cu copiii, cu elevilor, dar sunt și profesori care nu păstrează legătura cu elevii, fie pentru că nu vor să construiască ore online așa cum ar trebui, fie că preferă așa zisa predare asincronă, în care nu se face un contact real cu elevul, ci profesorul încarcă niște materiale, fie școala online, să știți că multe școli înseamnă un transfer de hârtii. Profesorul scoate la imprimantă niște fișe de lucru pe care le transmite copiilor acasă și copiii trebuie să învețe și să lucreze singuri. Și asta nu e nici de cum școală. Școala necesită un contact între educator, profesor și elev.